rând și mai întâi de toate, numele lui Dumnezeu Tatăl nostru, al Domnului Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt să fie lăudat, preamărit și onorat în veșii veșilor. Amin. Și zic așa, cel ce este binecuvântat în veșii veșilor, să binecuvinteze și întâlnirea noastră în locul acesta. Amin. Și să binecuvinteze cu o dublă binecuvântare pe El. Slavă Domnului! Amin. Are de unde? Aleluia. Noi credem că are de unde, încă are cămări neînșepute pentru noi. Mă bucur că mă găsesc în mijlocul dumneavoastră, unde n-am fost niciodată, pentru că puterile mă cam lasă, mă părăsesc. Eu n-aș vrea, dar puterile o sută la asta. Îmi merg înainte problemele lor. Așa că, în câteva cuvinte, am să citim din Biblie textul care este dat astăzi de fratele Petrică. Și să vedem, am să spicuim ceva de aici, din cuvintele astea, pentru noi, pentru întâlnirea noastră. Uitați-vă! Din versetul 7, din capitolul 13, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Lucrul care noi trebuie să ne aducem aminte, să ne gândim adânc la asemenea oameni care ei au făcut lucrul acesta și au rezistat prin aceste încercări și probleme. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la ce? La sfârșitul felului lor de viețuire și urmasele credinței. Versetul 8, de exemplu, și îl pune pildă în fața noastră și spune așa, Iisus Hristos este același, ieri, azi, dar noi cum trebuie să fim? Dar noi cum trebuie să fim schimbători? Nu. Urmați-le credința, uitați-vă la sfârșitul felul lor de viață și urmați-le credința. Într-adevăr, mulți pornesc pe calea pocăinței, pe calea mântuirii, dar rezultatul se vede la sfârșit. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Apoi să stăm un pic să ne gândim noi. Prin cât îi trece om credincios al lui Dumnezeu care își pune nădejdea în Dumnezeu? Prin cât îi trece? Dacă v-aș spune, prin câte am trecut și eu, ați crede că suntem oameni și să se laudă. Nu. Un creștin al lui Dumnezeu care vrea să fie creștin cu adevărat, are trecut prin multe probleme și prin multe greutăți. Ăștia care spune în Biblia să ne uităm la sfârșitul felul lor de viețuitoare, uitați-vă prin ce au avut ei de trecut. Deschidem Biblia din coace și citim în felul acesta. Să citim din 11 evrei cu versetul 30, versetul 31. Și prin credință n-a perit curva Rahov împreună cu cei răzvârtiți pentru că a găzduit iscoatele cu bucurie. Prin credință. Eu a adăpostit niște iscoade al lui Israel și prin credință, când au venit popoarele, i-a scăpat cu viață. Prin credință. Și ce vom mai zice, căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon. Gândiți-vă ce-a fost cu Gedeon, ce-a făcut Gedeon. De Barac, de Samson, de Ieftie, de David, de Samuel și de proroșii Domnului Dumnezeu. Prin cât au trecut oamenii ăștia?
și câte au avut ei de întâlniri și de suferit. Auziți? Prin credințe au cușerit ei împărăției, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor. Prin și? Credință. O, Doamne, mărește-ne credința. Amen. Avem nevoie de credință. Amen. Avem nevoie. Fără credință, spune Biblia, că ești cu neputință ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Păi bine să ne rugăm Domnului în rugăciunea noastră, Doamne, mărește-ne credința. Amen. Ce spune Domnul Iisus? Dacă aș avea, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ce s-ar întâmpla? Lucruri mari. Toți aceștia prin credință, auziți, au stâns puterea focului. Știm și ei. Au scăpat de ascuțișul săbii, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmași. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care le se dădea și au fost chinuiți. Aici intră, de acum, la presă. La presa asta intră ceilalți care au urmat credința. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Bătăi. Am fost bătuți odată pentru credință? Nu. Dar scuipați am fost? Am fost. Am fost. Asta e ușor. Asta e o problemă. Să fii scuipat nu e o problemă. E foarte ușor. Asta e bun. Au fost ușiși cu pietre, tăiați în două cu ferestreul, chinuiți. Au murit ușiși de sabie, au pribejit îmbrăcați în cojoașe și în pei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Aici și durerea. Pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru credința în Domnul Iisus Hristos și suferință. Fii tăiat în două cu ferestreu. Am fost tăiat la deget cu ferestreu cât lucram, dar doar e tare, că nu taie, ce la rupi. Ferestreul nu taie, rupi. Și când rupi carnea, voi și durere este. Să fii tăiat în două cu ferestreu. E durere mare, dar au dus-o. Ei de care lumea nu era vrednică. Au rătășit prin pustiu, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit și le fusese făgăduit. Dar deși, Doamne, cum? Dacă o răbdat, o suferit asemenea chinuri, bătăi, tăituri, să nu primească. Încă deși Dumnezeu e drept, e drept Dumnezeu. Slavă Domnului! Uite și toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit și le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă la desăvârșire fără noi. Auziți dumneavoastră, Dumnezeu e drept. Cum de pilda aceea care cu cei chemați la muncă? Unul a venit la prima oră, altul la a doua și altul la ultima oră. Și gospodarul cum i-a plătit? Sărit pe aparte? Nu plătit la toți același preț deodată. Auzi? Eu suferit. Noi suntem astăzi aici. Suferințele noastre de acum nu sunt vrednici să fie pus alături cu slava viitoare care are să fie arătată prin Domnul Iisus. Nu-i vrednic. Ce suferință avem noi acum? Ne-a fugărit cineva, ne-a scos din casă, ne-a luat cineva pâinea, ne-a bătut. Nu. E, înaintașii noștri, să știți că au suferit greu. Au suferit greu, au dus luptă greu, pentru ca să mențină adevărul, să mențină credința în Dumnezeu prin Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Eu zic Dumnezeu să ne ajute și pe noi, amin, amin. Să ne învrednicească și să ne binecuvinteze pe fiecare.
să fim credincioși Lui. Amin. Deși mai bine, deși poate e mai greu, deși poate ne trebuie una sau ne lipsește alta. Credința în Dumnezeu să o avem, să nu se piardă de noi. Spune Domnul Iisus Hristos, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și îndemn minunat, și îndemn sfânt și, și scump găsim în Biblie. În continuare, mergem versetul 1 din capitolul 12, spune așa, și noi, da, noi care suntem aici, și noi, da, fiindcă suntem înconjurați cu un număr așa de mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Amin. Să dăm la o parte piedicile care vin, nu-s piedici grele, nu-s piedici mari cum au fost pe timpul lor, cum au fost a martirilor, a primilor creștini, ușiși prin catacombi, îmbrăcați în cojoașe, în frig, în cer. A noastră nu, nu se pun cu, cu slava viitoare. Și în continuare, versetul 2 spune așa, noi deci să ne uităm țintă. Țintă la cine? La căpitălia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus. Aleluia. Dar și putem vedea noi la El. El, pentru bucuria care era pusă înainte, ce-a făcut? A suferit crucea, a disprețuit rușinea și astăzi stă la dreapta scaunului Dumnezeu Dumnezeu și mijlocește pentru mine, pentru tine, pentru tine, pentru tine. Mijlocește, Tatăl. Am vărsat sânge și pentru El, am suferit și pentru El. Noi greșim, suntem oameni. Suntem oameni, greșim. Spune că dacă nu greșește cineva în vorbire, cum este? Desăvârșit. Desăvârșit. Și de ce Domnul Iisus Hristos astăzi șade la dreapta lui Dumnezeu și mijloșește pentru noi, păcătoși? Ar fi mult de vorbit, dar sunteți dumneavoastră predicatori, cunoașteți Biblia. Hai să ne întoarcem la al doilea punct, care am vorbit cu foarte frate Petrică, să vă spun ceva din istoria bisericii penticostale din Botoșani. Amin. Să știi că e interesant treaba asta. Eu aș da nu știu cât să-mi spună cineva sau să-mi dea cartea istoria Botoșanilor, măcar cu 500 de ani urmă. Să văd cine au făcut tranșăile astea, bișurile astea, săpăturile astea în Botoșan, măcar de 500 de ani să știu. Dar nu, nu le are nimeni. Ei, uitați-vă dumneavoastră, istoria bisericii din Botoșani, dacă o să o notați, o să o aveți, o să o dați și la alții. Știi că ar fi întrebat odată cândva. Băi, dar cum s-o pocăit? Dar cum a fost? Cum s-o evit biserica penticostală în Botoșani? Eu, de la 18 ani, am mers prima dată la adunare. Dar cum? Și crezi că m-am gândit eu să merg? Nu. Nu m-am gândit să merg. Au venit doi verii mei la mine, cruze frumoase după masă. Păi zic, hai să mergem în sat, să vedem și noi satul, să ne vedem problem, să mai nu știu ce. Și crezi că am făcut asta așa cum am gândit noi? Uitați-vă și spune și eu, m-am uitat după Biblie și am văzut că nu-i cum vreau. Uitați-vă și spune din coașe, aici ea, în Proverbile, în capitolul 16, cu versetul 9. Noi ne-am gândit să mergem să vizităm satul, să mai vedem oameni, să mai vedem pe acolo. Noi la asta am plecat acasă. Și cuvântul spune așa, și inima omului se gândește pe și care să meargă. Noi ne-am gândit, hai să mergem pe stat, vedem una, vedem alta, nu știu. Dar Domnul îndreaptă pașul omului. Domnul îndreaptă pașul. Slavă Domnului! Umblând prin sat, văd la o casă unde era un pocăit. Intră unul, un bătrân, intră altul, cu bătșorul în mână, intră
Dar nu din sate acolo, din Alța, din Manole, din Ibănești, din Tumrevița, de la departare. Era două familii în sat atâta. Două familii de credincioși erau în sat. Și eu pe mine curios era, băi, dar n-am fost până atunci niciodată. Băi, zic, hai să mergem uite la pocăiță, se adunare în sat. Vreți să mergeți? Da, mergem. Vezi de acolo, da, mergem. Mergem acolo. Întrebăm în casă, erau câțiva bătrâni, câteva bătrâni. Noi ne așa să întrebăm cu acolo, au ștăți trei, ca trei îngerași. Și așteptăm să deși au să fie. Să începe o cântare, să începe citit din Biblie. Fraților, hai să ne rugăm, să spun bătrâni acolo, hai să ne rugăm. Citește un psalm, hai să ne plecăm de genunchi, să ne rugăm lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Plecăm pe genunchi, eu mă plec pe genunchi, încă unul, un văr al meu, să pleacă și el, dar și el la prostul, dar de cap pe genunchi, cu rătășiți, și zic, băi, zic, treabă, băi, de unde e, nu? Băi, zic, că înaintea lui Dumnezeu, oamenii se roagă. Și eu trebuie să dau respect lui Dumnezeu. Am mers în continuare după acela adunare, eu și el alt, dar și el alt niciodată nu a mers. Și de atunci am prins dragoste de cuvântul, de atunci. Ori eu nu m-am pornit de acasă, mă duc la adunare. Nu. Am pornit să mă duc în sat așa. Deci, cum a îndreptat Dumnezeu pașă acolo unde eu trebuie. Slavă Domnului. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Slavă Domnului. Și după aceea am început să vorbesc adunarea. Până când m-a luat în armată. În armată, trei ani și ceva de armată. Acolo, gândiți-vă, unguri. Turși, țigare, ruși, erau două mii de oameni, era distrugă. Apoi nu știu cum să facă, o știu cum, m-a cunoscut că spocăi cu tunzea lor. Nu știu cum să facă râs cu mine, să mă scuipi, să mă iei în braț, mă luam în braț, așa cum era, vorba cu ta, a să mă înjuriți. Nu, o văd că nu-i de chip, lasă-vă că-i pocăi, nu mai zice nimeni, că-i pasi. Uite așa, atunci punctul principal, dacă îl treci cu răbdare, e ușor, dar dacă nu, gata, tine la bani. Da, și pe urmă și eu nu știu câți bocăiști, nu mai ținem, au fost tăți liniștiți. Acum, după și m-am liberat, am venit în Botoșani. În Botoșani era fratele Ursu, mai erau alți frați. Ursu m-a luat la adunare. Adunarea era la Popescu, de Sevenia. O cămăruță mititică, așa. Două băieți acolo, erau o 6-7 ieși bătrâni, o 6-7 sori bătrâni, au cântat, s-au rugat, au vorbit de cuvântul meu, m-au pus și pe mine să vorbesc. Eu acum aveam vreo 3-4 ani, pocăi, ce știe eu? Ei, dar să știți că era Popescu, a fost plutonier major în armată, era Caragulea, a fost plutonier major în armată, oameni cu card, oameni cu știință, și mai erau și alții iarăși. Și m-au pus și am predicat. Și am predicat. Din Vechiul Testament, din la zidirea Templului Solomon. Cum a zidit Solomon? Cum a fost acolo? Unde și-a plit pietrele? Unde le-a adus? Cum le-a pus? Și m-am dus în pietru. Tot la fel și voi să înveți un templu, o cetate, o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Fraților, zic, noi aici suntem pietrele care astăzi Dumnezeu ne șoplește. Că atunci când ajungem acolo, să nu ne mai șoplească acolo, acolo să fim șopliți, gata, puși la locul lor. Așa cum a fost Petru. Și le mai vorbim mai mult treburi, ei, la urmă, nu ziceți că s-o terminat atunci, eu să plec. Nu, trebuie să m-am conjurat. Trebuie să m-am conjurat, stai frate, stai și te spune de unde știți. Ne spune de unde știți și nu ta. Uite, vezi. Noi n-am știut așa ceva. Și era frate bătrân, dar pocăința a venit atunci. Nu era venit cum e acum, cunoașteți copilul Biblia. Deci, băi, le-am spus atât de adevăr. Și curând, în centru, dacă m-am localizat în Botoșani, dacă m-am făcut membru în Botoșani. Și s-a mai adunat câțiva, au mai venit câțiva, și am fost membru. Și în adunare era pentecostali, că sunt așa, baptiști, creștini, dezidenți,
acolo ne adunam, ne rugam, cântam, tăți, nu era deosebit. Una și una, tăți cântam, rugam de Dumnezeu. M-am băgat în comitet. Da. În comitet am dus câțiva ani de zile bun, la șef. După aceea m-a avansat la casier. Am dus câțiva ani de zile și casier. După aceea m-a avansat la secretar. Am dus-o și secretar câțiva ani. Când s-o apropiat evoluție, de acum mă schimbă și deci. Hai să mă cuim pe lucrător. Frate Petre, că știi problema. Vine Bodean de la București, mai bun, de la Suceava, de la Tăpără. Hai, pe cine spunem, hai, pe cine spunem. Eu eram la ușa acolo, pe scaun frumos, zic, ați contrat de ceva, să pot fugi. Chiar așa e. Și citește Bodean. Frate Găin, e bun, îl primiți? Nu. Frate Cutare, îl primiți? Nu. Frate Cutare, îl vreți? Nu. Sunt frați care știu care au fost de față atunci. Mă istesc, mă zic, frate Azamfir, îl primiți, îl vreți? Constant reculezi, omul când te reculezi. Și deodată tăți într-un glas, da, da, da. Eu când am auzit pe ușă și te duci, băte. Da, da. Se reduc, era în fața mea, fuga după mine. M-a ajuns și m-a auzit înapoi, că nu-mi coase. Atunci m-am fost... Da, da, nu scăi. Atunci m-am fost pensionat, în octombrie, pensionat și pe 20. Ceva a fost treaba asta. M-a scăpat, hai, nu. Păi, spus eu, nu spus pentru mine asta, nu pentru mine. Hai, m-a băgat, n-am avut în control, trebuie să mă prind. Trebuie să prind. De acum și să vezi. Prezbiter, trebuie să fii prezbiter. Și să fii prezbiter? Tăi s-a îndreptat tot la mine, să fiu eu. Doamne, nu să fiu Doamne. Cum spune Moise, când îl trimite Dumnezeu, scoate poporul, Doamne, nu-s eu, Doamne, trimite pe altul, Doamne. Doamne, nu-s eu, caută pe altul, nu-s eu, așa spunem eu. Vorbim lui Dumnezeu și spunem mereu, mereu, Doamne, nu-s eu. Nu-s pentru așa ceva eu, Doamne. Hai de faci cu cine, hai de faci cu binecuvântare, hai de faci cu lucrarea lui Dumnezeu, cu tainele lui Dumnezeu. Și mai de cel care face lucrarea lui Dumnezeu, fără va avea înseamnă, pune va avea înseamnă. Vai. Nu, 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 nu vreau, Doamne, nu vreau, Doamne. Până în ultimul timp, am zis așa, Doamne, dacă Tu spui că să știu eu și vrei să știu eu, eu îți am înseamnă la Tine. Îi voi ce nu înseamnă la Dumnezeu? Da, da. Îi voi, da? Ce nu înseamnă? Doamne, de nu înseamnă să faci eu, dacă așa e. Ce nu înseamnă de la Tine? Dacă faci semnul ăsta care știu eu, Doamne, îi dam. Și înseamnă acel de obiectiv. Doamne, eu vreau, dacă din partea Ta, trei nopți la rând, în trei nopți la rând, să vorbesc în alte limbi și să cânt slavă numele Tău. Dar trei nopți la rând, dacă ești, dacă nu, nu, Doamne, nu. Am culcat, într-o noapte m-am culcat, obosit, am adormit. Și când era somnul mai dulce, văd cer deschis. Aleluia. Și o droaie de îngeri coborând, cântând cu timpani, cu alăuți, din gură. La distanță mare cânta, s-auzea cu țâri. O coborât, o coborât și tot și coborât, tot s-auzea mai tare. Tot s-auzea. Și o cobor până deasupra mea. Și cântau așa de frumos și eu m-am unit cu cântările lor. Și am cântat până am transpirat. Cântând. După aceea, s-au ridicat îngeri. Vedeam cum se duc și eu m-am trezit, bă, zic, ăsta e semnul că l-am cerut de Dumnezeu. Dar, Doamne, ăsta e unul, dar mai Domnul, și vreau să-mi faci, să văd dacă ești așa, așa al doilea, așa al treilea. A doua noapte, tot la fel se întâmplă, exact așa. A treia noapte, tot la fel se întâmplă. Doamne, zic, nu m-am ce zici. Nu m-am ce zici, Doamne. Prin damă cu Tu. Tu ești să lucrezi, că Tu ești care mai pus.
am prins, într-adevăr. Frumoasă lucrare, e bună lucrare, dar e și grie. E și grie. Și nu a trecut pe aici. Și nu a trecut pe aici. Da. În continuare, pe urmă, așa cum o rânduie Dumnezeu. Predicatori, la fie cu evoluție s-a fost împrăștie, cântării de avie, a fost greu, a fost greu. Dar Dumnezeu a fost prezent. Și dacă a fost Dumnezeu prezent, El a lucrat. Dacă El a început, El a lucrat. Și uite că am ajuns acum la bătrânețe, când eu singur m-am retras. La 88 de ani m-am retras. Nu. La 88 de ani nu mai ține nici mintea, nici vedere, nici auzul, nici puterea și m-am retras. Deci, ha, bine, frate, să fie. Nu se poate. E obositor, e slăbit. Și așa că acum mă simt mai liber. Să știți că bătrâneța e foarte frumoasă, dar are pretenții mari. A, uite, eu vă spun, e foarte nimic, e foarte frumoasă bătrâneța, dar are niște pretenții așa de mari. Dimineața când mă scol, să trag un șorap, transpir. Apoi ca să mănânc ceva, nu mai pot, mă întorc măsările, n-am măsările. Ca să aud ceva, că aud cam greu, nevastă, că n-am de aproape deloc. E, ca să pot merge încolo, încolo, nu, dacă e prea cald, nu pot. Ați pretenții mari. Și așa că rugați-vă Domnului să ajungeți bătrân, în vârstă. Acum, hai să spunem așa, Biblia spune așa. Pentru și mai tare, la 70, la 80 de ani, Biblia spune așa, cuvântul. Dar și face mărgoșii care trec de 80, de 90 și poate trec și de 100. Ce face? I-a uitat Dumnezeu? I-a scos de pe listă Dumnezeu? Sau nu știu Dumnezeu să spui și îți spui ceva? Deschideți în Psalmul 91, ultimul verset acolo. Deci ce spune acolo? Nu a uitat nici pe șia care trec de 90 de 100 de ani. Nici pe șia nu a uitat. Iarăși pe șia în evidență. Ultimul verset. Îi voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Cine sta și el? Cei și stau sub tocrotire și ale Domnului. Și o tivnesc la umbra și ale tot puternic. Așa el zic despre Domnul. El este locul meu de adăpost și scăparea mea și fericirea mea. Și eu zic, Tu, Doamne, ai fost locul meu de adăpost și singura mea fericire din cruncii și până azi. Slăviți să fie numele Dumnezeu. Eu mă bucur de cruce. Dumnezeu, într-adevăr, a lucrat. Nu crezi că nu a lucrat Dumnezeu. A lucrat Dumnezeu cu vindecări. A lucrat Dumnezeu cu lucrări minunate, minunate. Dar dacă e seama cineva, le înțelege. Dar cine nu e seama, nu le înțelege. Nu sunt lucrări, nu sunt vindecări, sunt lucrări. Eu personal am fost vindicat și ficat. Slavă Domnului! Așa era. Slavă Domnului! 7 ani la rând am umblat cu brânză de vașă, cu mâncare de asta, de regim. Până și geanta mi-a rosea prolacat. Da. Și când Dumnezeu o avut în plan și am hotărât să mă vin și pe loc m-a vindicat. Slavă Domnului! Pe loc m-a vindicat. Apoi să mănânc eu castraveti morată în timpul și ala, sau să mănânc eu șapă sau usturoi sau ceva apă sau ceva altfel sarat. Ce era asta, spune? Păi era așa aici la mine. Într-o duminică dimineață merg la adunare, acolo, pe Victoria, și vine un frate. Domnul știe de unde și cine era, nu știu. O predicat el la noi, la adunare, și la urmă l-a luat Victor Vremea de la casă. Niște surori, chiar și nevastă mea, hai după dăs, s-o duc la rugăciune, n-ai văzut o frate să hai la rugăciune. Hai, mă duc și eu cu dăs, n-ai. Mergem la Victor în casă, acolo, cântăm o cântare, nu știu și de-aia. Spune frate, care se simte bolnav să iasă aici? Am ieșit eu, eram bolnav, și mai ești o soră.
S-au rugat fratele, ne-au făcut ungerea cu un de lemn și după aceea ne-au spus, lasă-mă, plecat acasă. E, a doua zi dimineața m-a chemat tot un frate și l-am ajutat pe la altul ca să tare și nu tăiați comportă. La amiază, sora pregătit mâncare și prin mâncare. Numai șuncă, numai carne de porc, numai treburi de alții, am pus mă și una așa bun. Și-a făcut o mămăligă, o scos un castron de castraveți murat. Să fac eu. Mi-era și foame, dar era și dor să mănânc. Și am mâncat pe setul ăla. Și de atunci recunosc că Dumnezeu m-a vindicat complet. Până în coșa. Nu-i vindicarea Dumnezeu. Păi câte alte lucrări. În oraș aici s-au făcut, după aceea. Și cât îi se fac. Deși spune acum că Iisus Hristos este același. E azi și în veci. Slavă să-i fie. Amin. Fraților, eu vă dau un verset din Biblie. Nu-l citesc, citiți-l dumneavoastră. Și voi care sunteți tari, în 16 Romani, versul 1. Voi care sunteți tari, sunteți datori. Ce să faceți? Tata, am greșit cu ceva. Dacă am spus poate ceva, nu e la loc. Sunteți datori să mă iertați. Biblia. Eu vă mulțumesc că nu mi-e dat greșit. Și zic că așa Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare. Amin. Și salut biserica de locul ăsta cu Deuteronom 1:11. Amin? Amin. Amin. Citiți-mi de ce acolo. Citiți-mi de ce acolo. Hai să-l citim cu toți. Deuteronom. S-o arătat? Da. S-o arătat. Bine. Ia să vă binecuvânteze cu o dublă binecuvântare. Are de unde și eu vă mulțumesc. Amin. Atenție și pentru dragostea cu care m-ați primit. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Știți ce? Vă îndemn să cântăm o cântare și noi să facem o rugăciune cu toții pentru fratele Zamfire, pentru sora, ea este acasă. Și noi ne-am fi dorit să vină. Da. Și fratele spunea, de mult ea nu mai poate veni. Ne rugăm pentru această familie și trebuie să recunoaștem că nu e alegerea noastră, că am fost noi foarte inteligenți, să dăm respect. Dar Biblia spune, uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Noi nu vă vom urma, frate Zamfire, în că ați fost meseriași. Sunteți un om în vârstă curat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Finuț, înțelept, cu minte. Dar domeniul în care Domnul ne spune să privim la înaintașii noștri, urmați-le credința. Și fratele a subliniat că, prin credință, Domnul vindecă. Domnul poartă de grijă. Domnul întărește pașii omului, vieții de pribeag. Domnul poartă de grijă.